Jurnalele RTT. Mai mult de jumătate dintre brașovenii cu drept de vot s-au prezentat duminică la urne. Cu o prezență de 52,06%, locuitorii județului au fost destul de aproape de media pe țară. În județul Brașov, alegerile s-au desfășurat ca de obicei în mod normal, fără incidente majore și fără probleme deosebite. Au fost semnalate mai multe probleme tehnice în cursul dimineții, că însă ele erau minore și au fost rezolvate pe loc în secțiile respective. Cel mai important eveniment a fost reprezentat de dispariția unei ștampile cu mențiunea votat în cadrul biroului electoral al secției de votare numărul 20 din municipiul Brașov. Acolo, biroul electoral județean numărul 8 Brașov pentru alegerea președintelui României din anul 2024 s-a deplasat la fața locului. A fost întocmit un proces verbal de constatare și au fost sesizate organele de poliție pentru demararea efectuării de cercetări. Județul nostru, cele mai multe opțiuni au fost îndreptate spre Elena Lasconi, cea care în cele din urmă va merge în turul 2, după ce la nivel național a contabilizat cu 2742 de voturi în plus față de candidatul pe care toate sondajele îl dădeau câștigător, Marcel Ciolacu. Elena Lasconi a obținut peste 70.000 de voturi în județul Brașov, adică peste 26% din opțiuni. Al doilea a fost cel de pe locul întâi la nivel național, Călin Georgescu, cu 20%, urmat de Marcel Ciolacu cu 14% din sufragii. George Simion cu 11% a fost al patrulea, iar al cincilea Mircea Joană cu 8,56%. Județ cu puternică tradiție liberală după Revoluție, Brașovul l-a trimis pe Nicolae Ciucă abia pe locul 6, cu un rezultat de puțin peste 7%. Candidații care au obținut mai puține voturi decât Nicolae Ciucă au fiecare mai puțin de 5%. Inclusiv candidatul UDMR Kelemen Hunor, care în județul nostru are 3,72%. Politicienii brașoveni au dorit să fie exemplu pentru concetățeni și au fost la vot în prima parte a zilei alegerilor prezidențiale. La ora 9 au votat liderii și candidații la parlamentare ai PSD în cartierul Valea Cetății. Am votat cu optimism și încredere pentru viitorul României. Am votat pentru un model de președinte care unește toate categoriile sociale. Avem o experiență nefericită a ultimilor 20 de ani. Viitorul României este într-un președinte echilibrat, un model de președinte echilibrat, un model de președinte care are realizări în spate și care unește acest popor. La aceeași oră au votat și candidații la parlamentare ai USR, senatorul Irineu Darău și Alen Coliban în cartierul Șchei. Noi am votat astăzi cu gândul la schimbare, cu gândul la un viitor mai bun pentru copiii români, pentru copiii noștri, fiindcă avem nevoie de o desprindere de ultimii 35 de ani, a spus senatorul Irineu Darău, președintele USR Brașov. În alt capăt al orașului, la ora 9 și jumătate, a votat și președintele AUR Brașov, deputatul Dan Tanasă, în zonă. Am mers la vot alături de soția și copiii mei cu gândul la viitorul acestei țări. Români, votul vostru poate schimba viitorul. Mergeți la urne și alegeți oameni care pun țara înainte de orice, a spus președintele AUR Brașov Dan Tanasă. La miezul zilei alegerilor au votat și reprezentanții brașoveni ai PNL, primarul George Scripcaru și președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, în cartierul Șchei. Este foarte important pentru România să aibă un președinte pe început. Sper să fie pe necesitățile României de astăzi. Suntem într-o zonă de insecuritate evidentă. Avem o problemă foarte aproape de granița României. Avem nevoie de pace. Și dacă avem un președinte care știe să pun să gestioneze problemele țării, dați-vă seama ce înseamnă că am spus de societate, trebuie să fie un președinte care nu cunoaște Constituția, nu cunoaște responsabilitățile CSAT-ului, nu cunoaște elemente de politică externă și dați-vă seama cum s-ar derula o discuție între un președinte care cunoaște aceste lucruri într-o discuție și într-un parcurs de dialog cu reprezentanții NATO. Da, am votat pentru democrație, pentru securitate, pentru siguranța familiilor noastre, pentru o persoană care astăzi are toată priceperea pentru a putea conduce România. Și acest lucru cred că îl va face fiecare român, acela de a da un vot util și de a gândi care este soluția cea mai bună pentru România.
La secția de votare de la Seminarul Teologic din Brașov de pe strada Egalității au fost prezenți și candidați liberali la alegerile parlamentare. Viceprimarul Brașovului Dan Ghiță a votat în cartierul Stupini, iar viceprimarul Brașovului Lucian Patrașcu a votat în cartierul Astra. În mai puțin de 2 ani și jumătate ar putea fi gata noul spital pneumo și de infecțioase, unul dintre proiectele majore ale Brașovului. Avem terenul, avem constructorul, așteptăm suportul Ministerului Sănătății pentru finanțare, a spus primarul George Scripcaru, după ce asocierea Ubitech a fost declarată câștigătoarea licitației pentru construirea spitalului. Valoarea contractului de proiectare și execuție este de aproape 368.600.000 de lei, fără TVA. Vă amintim, în luna octombrie, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat la Brașov că spitalul va avea finanțare de la Banca Europeană de Investiții, prin Ministerul Sănătății. Primăria a desemnat constructorul pentru spitalul de pneumo și infecțioase din Bartolomeu. Acesta are la dispoziție 28 de luni, atât pentru partea de proiectare, cât și pentru partea de construire. Sperăm că în perioada următoare, angajamentul pe care ministrul Sănătății Alexandru Rafila și l-a luat la Brașov luna trecută, să fie și pus în practică, respectiv construcția spitalului să fie sprijinită financiar prin împrumutul pe care statul român l-a luat de la Banca Europeană de Investiții. Spitalul clinic de pneumoftiziologie și boli infecțioase va avea 279 de paturi, dintre care 242 în regim de spitalizare continuă, 15 la terapie intensivă și 22 pentru structura de spitalizare de zi. Avem nevoie de un astfel de spital, mai ales că la ora actuală, condițiile oferite de sistemul de sănătate din orașul nostru la nivel de pneumologie și boli infecțioase este în urmă cu 10 de ani, amintește primarul Brașovului. După ce va trece și perioada de contestații, municipalitatea va putea face o planificare a derulării proiectului, care să includă și componenta financiară. Ceea ce a depins de primăria Brașov a fost realizat atât în ceea ce privește terenul, cât și constructorul. Așteptăm suportul Ministerului Sănătății pentru finanțare, ca să ne putem apuca de treabă, iar în 28 de luni, Brașovul poate să aibă cel mai modern spital de pneumologie și boli infecțioase din România, a declarat primarul George Scripcaru. Spitalul de pneumoftiziologie și infecțioase urmează să fie dezvoltat în zona Bartolomeu-Catia, în vecinătatea Centurii ocolitoare a municipiului și a străzii Institutului, lângă viitorul spital regional. Un nou monument va fi amplasat în cimitirul Eroilor Revoluției din centrul Brașovului. Monumentul Eroilor Revoluției din decembrie 1989 este gata și urmează să fie amplasat. Pentru aceasta, întâi va fi mutată crucea care a amintit până acum de jertfa brașovenilor căzuți pentru libertate în urmă cu 35 de ani. Am trimis o propunere către Comisia de Cultură, așteptăm avizul lor, după care aceasta va fi reamplasată într-o altă zonă, tot de acolo în parc, iar în locul crucii va fi monumentul dedicat eroilor din decembrie 1989. Sperăm să finalizăm toate lucrările de amplasare acestui monument până în 22 decembrie. Monumentul este gata în acest Monumentul este gata. După ce crucea va fi reamplasată, trebuie doar să construim fundația și după aceea va fi amplasat și monumentul. Crucea va fi mutată în apropiere, la marginea aleii dinspre prefectură. Monumentul pe care municipalitatea dorește să-l inaugureze pe 22 decembrie are un soclu din marmură masivă sub forma unui cub cu latura de 1,2 metri. Statuia reprezintă un personaj stilizat, care va fi din bronz turnat în tehnica ceară pierdută de aproximativ 3 metri înălțime. Altă serie de mesaje false transmise în numele ANAF, avertizează reprezentanții Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov. Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii cu privire la reapariția unor mesaje false transmise în numele instituției de pe adresa de e-mail stefania.neagu@anaf.ro. Aceste mesaje nu sunt emise de ANAF și urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Mesajele false
false, pot conține informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau link-uri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale și financiare ale contribuabililor. Vă reamintim următoarele aspecte esențiale. ANAF interacționează cu contribuabilii fie prin serviciu spațiu privat virtual SPV, platformă oficială securizată, fie prin poșta română cu confirmare de primire. ANAF nu solicită informații personale sau financiare prin adrese de mail neoficiale. Vă recomandăm să ignorați și să ștergeți mesajele provenite de la adresa stefania.neagu@anaf.ro sau alte surse suspecte și să nu accesați link-uri sau să nu descărcați fișiere din astfel de mesaje. Pentru informații fiscale cu caracter general, puteți apela Call Center ANAF la numărul 031 40 39 160. Începutul săptămânii aduce modificări de trasee pentru 3 linii de transport în comun din Brașov. Autobuzele de pe liniile A1, 24 și 28 vor circula de luni seară și până în după amiaza zilei de duminică 1 decembrie pe un traseu deviat în zona Bartolomeu și cu orare adaptate acestei modificări. Schimbarea este determinată de faptul că din 25 noiembrie, ora 22, și până duminică, 1 decembrie, ora 17, va fi închisă circulația rutieră pe strada Fânarului, în zona trecerilor la nivel peste calea ferată, pentru care se fac lucrări de întreținere și reparații. În aceste condiții, autobuzele de pe liniile A1, 24 și 28 vor circula de astăzi și până duminică după amiază pe trasee ușor deviate, fără a mai deservi stațiile Ropland și Horbach. Pentru a facilita accesul la serviciul de transport, va fi utilizată stația Sladna. De asemenea, RATBV va afișa noile orare de circulație temporare pentru cele trei linii, valabile aceste orare pe perioada lucrărilor. În situația în care lucrările se vor termina mai repede decât termenul estimat, autobuzele vor reveni la traseele și orarele obișnuite, menționează reprezentanții transportatorului public al Brașovului. Jurnalele RTT.